În pragul sărbătorilor de iarnă, Consiliul Județean Buzău a ales să se alăture campaniei de donare de sânge lansată de Centrul de Transfuzie Sanguină Buzău. Astfel, în această dimineață, zeci de angajați din aparatul propriu și din instituțiile subordonate Consiliului Județean Buzău au ținut să doneze sânge pentru a contribui în mod direct la salvarea vieților unor oameni aflați în suferință. Chiar și decorul în care a avut loc donarea de sânge a fost unul inedit. Paturile de recoltare fiind amplasate lângă un brad de Crăciun și un șemineu decorat în mod specific sărbătorilor de iarnă. Mă bucur tare mult că această acțiune de donare de sânge nu a venit practic neapărat de la mine, ci de la o mare parte a angajaților, deci a colectivului din Consiliul Județean. Pe această cale vreau să le mulțumesc celor care donează astăzi. Vreau să invit cât mai multă lume să fac acest nobil. Suntem onorați și încântați să ne găsim la Consiliul Județean Buzău, aici unde am fost chemați pentru a avea donator de sânge, pentru că personalul Consiliului Județean a hotărât să dăruiască înainte de sărbători o picătură de sânge pentru a fi aproape de cei care se află în suferință. De câțiva ani, numărul donatorilor de sânge este în continuă scădere. De aceea, Centrul de Transfuzie Sanguină Buzău a decis organizarea de caravane mobile în toate colțurile județului, la instituții publice și private. Suntem astăzi la Consiliul Județean, mâine vom merge la Râmnicu Sărat, la o companie comercială, după care săptămâna viitoare vom fi iarăși la Unitatea Militară de la Boboc, care pur și simplu la 3 luni sunt alături de noi. În ultimul an, mai puțin de 2% dintre locuitorii județului Buzău se află pe lista persoanelor care au donat sânge.